Nu pot să nu-mi aduc aminte ori de câte ori am de-a face cu vreunul dintre produsele creativ, de prima mea placă de sunet achiziționată la vremea aia, la mâna a doua, și pe care am avut ocazia să o montez vreodată în vreun PC. Era un Creative 2Z test pe care am prețuit la adevărata sa valoare, până în momentul în care interfața PC-ei pe care se monta a dispărut de pe plăcile de bază. Era o comoară pe vremea aia pentru oricine era suficient de înstărit să aibă propriul PC și cu atât mai prețioasă cu cât avea o astfel de placă de sunet pe PC-ul de acasă, dedicată în mare parte pe vremea aia gamingului, însemna o experiență mai bogată pentru că oferea un sunet foarte diferit față de soluțiile vremii bazate mai ales pe vechiul AC97, un codec care era prezent pe toate plăcile de bază accesibile de la acea vreme, inclusiv pe a mea Matsonic MS9337C+. Discutăm despre tehnologii de multe apuse, de o vreme în care războiul gigahertzilor se dădea încă pe procesoarele single core, o vreme în care socketul Intel 478 era încă la putere, tehnologii ce acum sunt legende printre cunoscătorii fenomenului IT, însă din toate acestea, va chiar din preistoria IT-ului de dinainte de ceea ce mi-aduc eu aminte, a supraviețuit printre altele ceva foarte bun, brandul Creative, care ne-a eliberat din punct de vedere audio și a ajutat la transformarea cutiilor beige de odinioară în ceea ce sunt PC-urile de astăzi. Brandul acum transformat în ceea ce este cunoscut pe plan mondial ca și Creative Labs revine pe piața românească cu o selecție foarte bogată și mai ales atrăgătoare de produse. Printre ele, două produse pe care mi-au atras atenția și pe care am și avut ocazia să le ascult, să petrec ceva timp împreună cu ele, respectiv căștile wireless cu tehnologie de anulare a zgomotului ambiental Creative Orvana Gold și placa de sunet externă Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB, despre care vreau să vă spun câte ceva astăzi. Modelul de placă de sunet de astăzi nu este un model nou, ba chiar are câțiva ani buni de la lansare, însă se vinde în continuare pe plan mondial, semn că ceea ce oferă rămâne valabil chiar și în ziua de azi. Bun, și ce oferă, poate o să mă întrebați? Păi, în primul rând, stă foarte bine la capitolul conectivitate, având în vedere cât este de mare. Pentru căști avem o ieșire de 3,5 mm, pentru ieșirea de line avem două RCA-uri, un jack pentru rear out și un jack pentru sub out, line in este un jack de 3,5 mm, microfon in la fel, un jack de 3,5 mm, optical out pe toți, link amplificator pentru căști pentru fie ele chiar și high-end la maxim 600 de ohmi, maxim număr de canale pe output 6, adică 5.1 și poate cel mai interesant, tehnologia audio integrată SBX Pro Studio, Scout Mode și Dolby Digital Live Encoding. Unitatea în sine este ușoară, mai ușoară decât mă așteptam eu, obișnuit fiind cu DAC-ul meu care cântărește, trebuie spus, câteva kilograme bune, însă stă destul de bine pe suprafața biroului, deși pentru setup-urile mai degrabă statice aș încerca să găsesc o modalitate ceva mai permanentă de fixare. Interesant de găsesc și includerea a două microfoane pe partea de sus a aparatului, dedicate celor care nu au prea înghițit la propriu sau la figurat microfoanele atașate căștilor de gaming și un buton mare și roșu care, cred că ați ghicit, este pentru volum, stânga dreapta pentru micșorare sau mărirea volumului și apăsare dacă vreți să activați funcția mute. În soft, care nu este deloc complicat, avem câteva opțiuni de bază, respectiv surround, crystallizer și bass. Controlul pentru efectul surround controlează, bineînțeles, efectul cu același nume, bassul la fel, în timp ce crystallizer încearcă și de multe ori și reușește să readucă ceva din fidelitatea clipurilor audio, care este de obicei pierdută în variatele formate comprimate disponibile pe internet. Nu este un efect a toate cuprinzător, are și limitele sale, însă de multe ori ai de câștigat dacă te joci un pic cu efectul ăsta. Pentru vizionarea de filme este inclus și Dolby Digital, care este în esență un alt fel de surround, să zicem, de această dată mai potrivit pentru vizionarea de filme. Am testat peste o lună jucăria asta și pot spune că pentru marea majoritate a utilizatorilor posesori de laptopuri sau de plăci de bază mai vechi sau din categoria de buget, modele care de obicei nu prea au foarte mare grijă la partea audio, pot spune că Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB este un mare și simțitor upgrade, mai ales atunci când vine vorba de fidelitate, inclusiv în gaming, muzică, cât și vizionarea de filme. Opțiunile de output sunt mai mult decât decente pentru dimensiunile și prețul ăsta, inclusiv o ieșire optic out pentru cei cu sisteme audio mai pretențioase, deși trebuie să repet ce spuneam și altă dată, că dacă utilizați respectiva ieșire, orice semnal trece direct prin placă, fără ca aceasta să aplice nicio procesare tracker audio, asta dacă, bineînțeles, nu aveți activat din soft niciun alt efect audio, deci utilitatea plăcii poate fi diminuată dacă nu știți să utilizați respectiva ieșire, iar dacă nu știți, rămâneți pe jack-urile și RCA-urile oferite, aș spune cu generozitate de Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB,
și veți fi cât se poate de ok. Butonul de control al volumului este ușor de pus în mișcări, iar când se modifică, LED-ul clipește de câteva ori pentru a confirma această modificare, ceea ce este o adăugire bună pentru cei care vor utiliza mai degrabă telecomandă inclusă în pachetul de accesorii al Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB. În felul ăsta au cum să vadă dacă modificarea s-a produs sau nu. Mi-aș dori, trebuie spus, ca toți producătorii de plăci de sunet să fie obligați prin lege să introducă în pachetul de accesorii și o telecomandă, însă nu este cum vreau eu. Oricum, bine că măcar ei s-au gândit la acest lucru și l-au și pus în practică, am găsit că telecomanda respectivă este surprinzător de folositoare, mai ales când te lovește cea mai gravă lene posibilă. Per total, un produs bun, un pas mare înainte dacă vreți să intrați în această lume complicată și să vă îmbunătățiți setup-ul audio acasă sau de ce nu și la birou, pentru că Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB este foarte portabil și ușor de conectat la orice PC cu ajutorul doar a unui cablu USB la micro USB inclus în pachet. Încheiem cu nota finală care este Platinum pentru că Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB oferă un foarte bun raport între preț și performanță, fiind poate pentru mulți singura placă de sunet de care vor avea nevoie pentru foarte mult timp de acum încolo. Asta este tot pentru astăzi, până data viitoare, toate cele nemaipomenite!